Domnului pentru această zi frumoasă care ne-a dăruit-o. Este un dar de la El și această zi, pentru mine și pentru dumneavoastră. Mai întâi de toate vreau să mă prezint. Mă numesc Andreea și am 28 de ani. Sunt împreună cu soțul și cu părinții în casa Domnului, în locul acesta. Pentru că spune cuvântul Domnului, acolo unde doi sau trei se unesc, Domnul cel care coboară în mijlocul lor. De aceea am spus că sunt în casa Domnului, pentru că știu că Domnul este prezent în mijlocul nostru. Amin. Vreau să vă mărturisesc de unde Dumnezeu, de unde Domnul Iisus m-a scos cu braț puternic. Vreau să vă zic că fac parte dintr-o familie în care doar mama este întoarsă la Domnul și îl cunoaște pe Domnul. Tatăl meu nu l-a cunoscut pe Domnul. Fac parte din partea tatălui, dintr-o familie de preoți. Dar vreau să vă spun că de la 16 ani Dumnezeu mi-a vorbit și m-a chemat la El. Am fost în lume și mi-a plăcut distracțiile pentru că vătierii în jocul nostru. Am fost și eu, ca și voi, la discotecă și mi-a plăcut acest lucru. Am crezut că aceste lucruri îmi vor aduce fericire și împlinire sufletească. Dar nu mi-au adus, ci mai degrabă au lăsat un gol înăuntru inimii mele. M-am căsătorit și împreună avem doi copii. Vreau să vă mărturisesc că tatăl meu a plecat de pe acest pământ, dar fără să se întoarcă la Dumnezeu. Aceasta este durerea cea mai mare, pentru că el a amânat și a spus, cum spuneți mulți dintre dumneavoastră într-o vreme ca aceasta, mai este timp, nu astăzi, lasă pe mâine, sunt prea tânăr. Dar vreau să vă spun că ziua de mâine nu este a mea și nu este a dumneavoastră. Nu știm ceasul în care Domnul ne cheamă. Nu știm când El va veni pentru fiecare din noi. De aceea aceste clipe, Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte pentru mine și pentru dumneavoastră, ca încă o dată bunătatea Lui să ne cheme la El, pentru că ne iubește și ne vrea viața. Vreau să vă mărturisesc de unde mâna Domnului m-a scos. În urmă cu 2 ani și jumătate, copilașul nostru cel mai mare, pe nume David, am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea cu el. A fost foarte bolnav. Medicii din Hunedoara, din județul nostru, și nu doar din acest județ, n-au putut să-l ajute cu nimic. Am alergat la om, ca și dumneavoastră, dar vreau să vă spun că oamenii sunt neputincioși. Te pot ajuta până într-un punct, dar de acolo nu mai pot face nimic. Vreau să vă mărturisesc, copilașul nostru a fost la un pas de moarte. În urmă cu 2 ani și jumătate, fără să știe problemele care le are, pentru că medicii nu depistau diagnosticul pe care îl avea. Am alergat la medici și nu știau ce are. Dar la un moment dat a început să nu mai poată respira. Am fost la medici, li s-a administrat tot felul de tratament și nu știau ce are. N-am mai putut să odihnească, n-am mai putut respira. La un moment dat am ajuns cu el în Hunedoara. Am fost internați de urgență în Hunedoara. Acolo vreau să vă spun că peste noapte copilașul nu mai putea respira mai deloc. Pe năsuc ecurgea o substanță lichidă ca și purul de culoare gălbuie. Mă plimbam cu el în brațe, un copil la 5 ani, de aproape 20 de kilograme. Alergam cu el prin salon ca orice mamă, pentru că văd că multe mame sunt în acest loc. Fiecare mamă cunoaște ce e durerea să-ți vezi copilul în brațe și să nu-l poți arăta. Să vezi că nu mai are aer și să nu poți face nimic. Vreau să vă mărturisesc că David striga și îmi spunea, Mami, ajută-mă, că nu mai pot respira. Și eu n-aveam cu ce să-l ajut. Doar îl chemam pe Dumnezeu să se îndure. Noaptea, la ora 12, s-a făcut întrunire de medici. S-au întrunit medici din Hunedoara pe culoarea spitalului și s-a luat o hotărâre.
mi l-au băgat în perfuzii. Și nici atunci nu se puteau gândi, la un moment dat, pentru că nu mai aveau ce-i face. S-au întâlnit din nou, au venit la mine în salon cu un cărucior și cu un cerceaf alb. Și mi-au spus în felul următor: Doamnă, pregătiți-vă urgent, pentru că copilul este foarte grav, trebuie dus la reanimare. Atunci, ca orice om, m-am temut și m-am îngrijorat și am început să plâng și le-am spus: spuneți-mi orice ar fi cu el, spuneți-mi, pentru că vreau să știu ce este cu el. Vreau să vă zic că am ajuns în aparate cu el la reanimare. Acele aparate țiuiau și se roșau, parcă acum le văd în fața ochilor. Vreau să vă mărturisesc că medicii văzând starea aceasta foarte grea, pentru că ei nu mai puteau face nimic, au dat aparatele pe mult, le-au oprit, ca eu să nu mă tem și eu să nu intru în parcă. Vă mărturisesc că am sunat acasă, mi-am sunat soțul și părinții și le-am zis: rugați-vă la Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu mai poate interveni. Doctorii nu mai au ce face pentru David. Vreau să vă zic că l-au dezbrăcat în pielea goală, pentru că avea temperatură 40. I se administra tratamentul 5 în 5 minute și temperatura nu îi scădea. L-au băgat în acele aparate, au venit medici după medici și la un moment dat a venit un medic, șeful secției, domnul doctor Tilinescu, poate unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți. A ajuns mai repede și mi-a spus în felul următor, l-am întrebat: domnul doctor, spuneți-mi care este problema cu David, orice ar fi, vă rog frumos, îmi spuneți. Și vreau să vă mărturisesc că a spus în felul următor: nu mai putem face nimic. Atunci m-am speriat și am zis: ce este de făcut? Și eu aveam o Biblie ca aceasta la mine. Și ziceam: ce să facem? Și au zis în felul următor: roagă-te la Dumnezeu, că numai El poate să-L stabilizeze. Dacă ți-l-aș trimite cu elicopterul la Cluj sau la Timișoara, va muri pe elicopter. Dacă ți-l trimit cu smurtul, moare în aparate pe smurt. Și atunci am intrat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și am luat hotărârea aceasta. Că oriunde voi merge, voi mărturisi dacă Dumnezeu nu va scoate din acele aparate, dacă îi va da viață, voi mărturisi oriunde voi merge bunătatea Lui față de noi. De aceea am hotărât în această seară să stau în mijlocul dumneavoastră și să vă spun că avem un Dumnezeu viu și lucrător. El are putere în cer și pe pământ. Când ne-am rugat, vreau să vă spun că în două ceasuri copilul, cu ajutorul Domnului, s-a stabilizat. Iar noi am putut pleca la Cluj. Am plecat cu smurtul de urgență în Cluj. Acolo când am ajuns, medicii din pediatria 3 mi-au spus în felul următor, spuneau medicului de pe salvare, pentru că am plecat însoțită de medici: de ce ați adus copilul acesta aici, când nu mai avem ce-i face? Dar vreau să vă spun că Dumnezeu e Cel care poate și El face totul. Pentru cei care îl caută, pentru cei care cred. Am văzut în Cluj mâna lui Dumnezeu. David este o mărturie vie, acolo în Cluj, în spital, la UPU, cum se numește, Unitatea de Primire Urgențe din Cluj. Sunt mărturii vii, sunt pozele lui puse cu medici. Pentru că a fost în aparate, cum n-a fost nimeni până atunci. A făcut o criză foarte, foarte puternică de astăzi. Plămânul stâng era blocat complet în el și multe alte complicații. De aceea David nu mai putea respira. Dar vreau să vă zic că în Cluj, atunci când eu, soțul și biserici întregi au chemat pe Dumnezeu să coboare, Dumnezeu a fost Cel care s-a prezentat. Am văzut mâna lui Dumnezeu în Cluj. Vreau să vă spun că din acele aparate, medicii spuneau în felul următor. Era o cameră de gardă unde erau medici și supravegheau pe David pe aparate, iar eu stăteam lângă el.
și spuneau în felul următor, că nu poate să fi scos din aparate. Era vinerea și-o spus până lunea, nu este nicio șansă ca copilul acesta să poate fi scos din aparate. Dar seara a venit un medic, vineri seara, și a spus în felul următor, haideți să facem o probă, să vedem dacă poate să stea fără aparate. El nu știa că de fapt era mâna Domnului la lucru și el condusese toată această lucrare. L-a trimis la David ca să-l scoată din aparate, ca Dumnezeu să-și arate puterea și slava. Că el are putere peste mâna medicilor și când dă el viață, este viață. Vreau să vă spun, în acele momente l-a scos din aparate și n-am mai avut nicio problemă. Cu ajutorul lui Dumnezeu am putut merge mai departe. De aceea vreau să vă spun, acolo unde omul nu poate, acolo unde medicii nu mai au ce face, pentru că și dumneavoastră ați trecut prin situații grele și unii dintre noi vor mai trece. Dar vreau să vă spun că pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, pentru cei care îl cred pe Dumnezeu și sunt copiii Lui, ca la timpul încercării, în timpul încercării să-i poată spune Tată, vreau să vă spun că Dumnezeu ascultă. De aceea vreau să vă mulțumesc că m-ați ascultat și pentru acele suflete, pentru acele mame care plâng într-o vreme ca aceasta, pentru copiilor, pentru că știu că sunt suflete în locul acesta, care plâng pentru copiilor, vreau să vă spun că izbăvirea este în mâna lui Dumnezeu. Acolo unde sunt mame și plâng pentru copiilor, pentru că sunt robiți de vicii, de alcool, de alte lucruri grele, numai Dumnezeu poate scăpa și elibera aceste suflete. Vă mulțumesc și zic ca Domnul să vă binecuvinte.